Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Începând din această săptămână, ne bazăm pe bloggeri celebri să ne facă recomandări de weekend, de locuri pe care să le descoperim și pe unde să ne plimbăm. Și pentru asta am ales unul dintre cei mai populari bloggeri de travel, Imperator Travel. Cezar, bun venit într-o dimineață de milioane. Mulțumesc că m-ai invitat la emisiune și că îmi pare bine să te revăd după destul de mult timp. Corect, prea mult timp. Hai să vedem care este locul spre care am putea să ne îndreptăm așa într-o într zi de toamnă, un loc pe care tu l-ai testat și e cât de cât accesibil. Cât de cât accesibil. Doar ce loc este accesibil? Trebuie doar să-ți dorești. Hai să, nu știu, să ne ducem undeva mai până apropiere. Hai să zicem Maroc, de exemplu. Mie îmi place de obicei să mă duc la căldură. N Am înțeles. Deci, Cât de greu e de ajuns în Maroc? Ai nevoie de viză? Care sunt condițiile? Nu, nu, nu. Ai nevoie doar de un pașaport valabil. În, dacă te duci doar în zona tanger, dar eu îți recomand să nu te duci doar în zona tanger, chiar te poți duce și cu cartea de identitate. Dar nu, stai pe un buletin, uh, scuză-mă, un pașaport, e o ștampilă de intrare, de ieșire, poți să stai trei luni dacă vrei, nu e nicio problemă. Există, nu există zboruri directe între România și Maroc. Evident, trebuie să schimbi. Se poate zbura și cu companii legacy, să zic, companii scumpe, cum li se spune acum, dar în slang se spune legacy, sau cu companii low cost. Dar diferența este că atunci când zbor cu o companie low cost, conexiunea nu este garantată, deci mergi pe barba ta. De aceea eu de obicei recomand celor care vor să facă asta să doarmă o noapte în, între cele două zboruri și nu e chiar rău, adică de obicei tranzitezi pe locuri gen Milano, Madrid, Pisa, deci... Găsești e, ce să faci. Deci nu pot să zic că sunt niște locuri îngrozitoare, e chiar drăguț să treci pe acolo, și, dar în timp ce dacă zbori cu o companie legacy, ai, chiar dacă pierzi avionul, ei trebuie să te reruteze. Bun, ai zis Maroc, ce ar trebui să facem în Maroc, să nu ratezi? De ce ai zis Maroc? E și pentru faptul că este, cred că, prima țară. De fapt, sigur, este prima țară extra-europeană în care am călcat. A, f a fost prima oară când am ieșit din Europa. Mă rog, prima oară cu câteva luni înainte fusesem în Albania. Și care mi-a dat așa o idee despre cum arată outside Europe. Când sunt oamenii prietenoși cu turiștii. Dar în Maroc, da. Maroc, Marocul este. Pe de, o, pe de, o parte este și obișnuit cu europenii, pe de altă parte este și exotic. Oamenii sunt prietenoși în general, cei de la, dacă te duci în magazin să trebuie să negociezi. Dar în fine, negocierea și negocierea nu mai Maroc mă ci în orice alte zone nu trebuie făcută cu furie sau cu nervi, ci totdeauna cu zâmbetul pe buze. E un joc, practic. E practic un joc și mă rog, așa ca un tip este, e, dacă chiar ți s-a pus pata să cumperi ceva, du-te la prima oră. Pentru că ei atunci vor fi mult mai flexibili, pentru că dacă nu se termină vânzarea, este un semn de ghinion pentru ei. Și deci ei poate să dea în jos mult mai mult decât ar da, să spunem, după masa, dacă tu ești primul cumpărător care intră pe ușă. Este un sfat bun de, de notat. Cum sunt prețurile prin magazine? Negociabil, cum am zis. <laughs> nu, dar mă rog, dacă te duci în magazinele în care, nu, în care sunt prețuri afișate, gen mâncare, nu te duci să negociezi salamul sau brânza, acolo de obicei sunt prețuri afișate, prețurile sunt inferioare decât la noi, deci sunt ceva mai jos. Nu, să nu te aștept la jumătate. scumpe? Condiții? Cred că singurul hotel care am văzut care are 10 pe booking este un Maroc. Am înțeles. Deci să înțeleg că ne așteptăm la condiții bune. Nici măcar Burj Al Arab nu are 10 sau orice alt hotel din Dubai. De singurul care am văzut că avea un 10-10 full a, a, fost, a fost în Maroc. Poți să găsești orice. Ce e foarte interesant, ce s-a întâmplat în ultimii, să zic, 10 ani, eu am fost prima oară în 99 în Maroc, deci Marocul a schimbat extrem de mult în ultimii aproape 20 de ani, au apărut mai ales în orașele clasice, gen Marrakech și, și Fes, chiar și până în Tanger și până în alte locuri, în Medina au apărut acele case tradiționale. Care au fost cumpărate de obicei de străini și au fost refăcute. Deci arată absolut genial. Unele sunt mai ieftine, altele sunt mai scumpe. De exemplu, hotelul ăsta care are 10, de fapt, o riad, așa se numesc. Este o casă tradițională. Nu știu ce Dumnezeu poate să fie acolo de a lua 10 și toată lumea e atât de încântată. Te uita și la preț? Uh, din păcate nu m-am uitat la preț Pentru că era fully booked pe înainte Deci tot am încercat -am 3 luni mai târziu, 7 luni mai târziu zici, Un an Prețul nu contează Are 10, e ok Mă aștept să nu fie deloc, deloc, deloc ieftin Bun, îmi ziceai că Marocul este una dintre primele țări După Albania pe care ai vizitat-o Faci chestia asta de foarte mult timp Am uitat pe imperatortravel.ro Și am văzut că deja ai țările grupate Pe continente, pe regiuni Ai foarte multe locuri pe care le-ai vizitat prin câte țări ai ajuns până acum? 114. Și cu tot cu România. Te oprești sau vrei să vizitezi toată lumea? Um, nu nu am obiectivul să ajung în toate țările lumii. Dovadă este că nu, țin, nu sunt disperat să văd, hai să văd o țară nouă. Mie îmi place să revin. Am fost în multe țări de două ori, de trei ori. de În care am fost, cred că de aproape 100 de ori, dar mă rog, de multe ori eram în tranzit. Da, da. Va mai continua, vor mai fi încă două. Cum, cum ți-ai găsit asta? De unde a pornit? Abar n-am de mic. De mic îmi plăcea. Deci, pe de o parte, îmi plăcea geografia. Cred că nu eram încă în școala generală când știam toate capitalele lumii. Și... Apoi când chiar și în școală îmi plăcea să călătoresc, din păcate, mă rog, pe mine am aprins revoluția la 17 ani, deci cât timp am fost în general și în liceu, era imposibil să ieși din țară, am ieșit din țară după, 91, a fost perioada asta, între Revoluție și septembrie 91, când am ieșit prima oară din țară. Atunci aveam o jenă, mi-era frică, nu neapărat că mi se întâmplă ceva, sau dar pur și simplu de prețuri. La noi, salariile atunci erau de, nu știu, 20 de dolari pe lună, să treci strada în Paris că era mai mult decât un salariu pe 3 luni. Și nu știam, mă descurc, nu mă descurc, mă rog, eram și destul de puști. Noi, oricum, eram prins o bursă de la Comunitatea Europeană de atunci actuala Uniunea Europeană cu bursă Tempus, care acum se cheamă Erasmus și am ajuns în Olanda. Deci prima mea țară care am vizitat-o nu a fost ca la marea majoritate Ungaria, Bulgaria, Turcia, lucruri din ea, a fost direct în, direct în Olanda unde m-am simțit puțin căzut din copac. Dar având 19 ani, zat ok, nu era absolut nicio problemă. Și atunci am descoperit că există metode și mijloace în care să poți să călătorești foarte ieftin, chiar și foarte, foarte ieftin. Deci, că de exemplu, ajută-ne, luminează-ne. E, atunci nu existau companiile la aeriene la low cost, da? Deci să, să mergi atunci cu avionul de era... Atunci companii aeriene câteva. E, erau destule, dar gândește-te că biletul meu de avion până la Amsterdam a fost 1200 de dolari. De, e drept, era cu open, era deschis, deci se știa când decolez, nu se știa când, a, când mă întorc, că trebuia să sun la biroul Tarom de la Amsterdam, dar era 1200 de dolari. Acum cu 1200 de dolari, eventual, poți să zbori în jurul lumii. Nu cu până la Amsterdam și înapoi. Deci nu, erau extrem de scumpe. Atunci am găsit un bilet de tren care se cheamă Interrail și care există și în ziua de astăzi, în care îl cumpărai odată și aveai... Um, libertatea de mișcare apoi în întreaga Europa. Între timp, biletul ăsta interese s-a sofisticat. Există pe regiune, există pe țări, există pe număr de zile. Atunci era unic. Toată Europa, 31 de zile, la revedere. Ne costă opresc că o să vreau un pic mai încolo să atingem în subiectul. Cum poți călători low cost, cum poți să vezi o țară străină fără să plătești foarte mult. Aș vrea să mă întorc la pasiunea asta a ta de a călători prin multe țări. Mărturisesc că prima dată când te-am cunoscut, mi-am închipuit că ești fiul vreunui șeic de pe undeva te ajută și fizicul. <laughs> și după aia am aflat că ești un om ca noi toți și ai un job de zi cu zi și îți iei zile libere în care te duci și explorezi lumea. Cât de scump este să mergi în asemenea călătorii? Poți să... Întotdeauna lumea mă întreabă asta cât de scump. Este cât de scump vrei tu și cât de scump ești confortabil am cunoscut la un moment dat pe cineva care el nu poate să zboare decât cu o anumită companie din Golful Persic. Deci omul pleacă de la București, la Paris, via Golf. Și la Budapesta s-a dus schimbând în Doha. Deci, deci, e drept în Doha, este o experiență. Deci, deci, depinde de cum te simți, te simți confortabil. Cel mai ieftin este să mergi cu surfing-ul, să dormi la oameni acasă, să faci autostop. Ăla e aproape moca. Dar dacă începi să te duci din ce în ce mai mult, există foarte multe hosteluri, dacă accept să împarți camera cu mai multă lume. Există pensiuni mai ieftine, mai ales în afara Europei sau în Europa de Est. Există, din nou, posibilități, gen, nu știu, să-ți iei o caravană, o mașină în aceea în care poți să dormi noaptea, cu cortul. Pentru tine, ca blogger de turism, pasiunea asta reușește cumva să se susțină din ceea ce scrii, din publicitate, din modul da, în care Da, companiile? Se, se, da, se poate. Practic te plimbi pe banii uh, celor care te sprijină și uh, citesc și descoperi noi destinații. Fiecare destinație nouă îți deschide, ție, practic, alte posibilități, nu de a explora. Ba um, da, Bă, da orice, de, orice destinație, și unde sunt invitat. Adică, a, asta ea, Eu n-am lucrat niciodată în turism. Deci, cum mă am intrat în lumea turismului, dar cu acest blog. Ei, și în momentul în care am intrat în acest blog, am descoperit aceste infotripuri, care aceste infotripuri au scopul lor și au rezultatele lor. Există foarte multe infotripuri pentru agenți de turism, care de obicei sunt. se duc să viziteze hoteluri. Pă. Pentru cei care nu sunt familiarizați, ar trebui să spunem și ce înseamnă infotrip. Info da, un... călătorii ca, în care sunt subvenționate de companii aeriene, de agenții de turism din străinătate, din România și așa mai departe, în care niște oameni se duc să se informeze, să vadă o anumită destinație, să afle, să afle niște lucruri. Deci, dacă ai să te uiți, de exemplu, la agenții de turism, se duc să vadă hoteluri, pentru că foarte multă lume, mai ales cei care vor să se ducă pe litoral, întrebările lor sunt despre hotel, ce mâncare e, cum se intră în apă, există sau nu există piscină cât de mare e camera, spre este, spre vest, răsare soare, nu răsare soarele, toaleta e în spate, e în față și așa mai departe. Lucru pe care e greu să le vezi, să le știi decât dacă te duci acolo și mai și, mă rog, în ultima instanță, tu poți să primești o listă întreagă de câți metri pătrați sunt, ce șampon ai la baie și așa mai departe, dar când ești acolo e un alt feeling. În ceea ce privește presa, este foarte simplu, mă rog, și bloggerii, deci mass media, este cu scopul de a promova, de a arăta alte destinații, de a-și promova hotelurile de a promova, de foarte multe ori se promovează destinația Catare, nu neapărat serviciile, care poate să fie noi, poate să fie vechi, poate să fie cunoscute, poate să fie necunoscute. Uite, de exemplu, am fost recent în Polonia, invitat de ambasada Poloniei la București și am descoperit o țară care toată lumea de Polonia, nu cred că n-a auzit nimeni de Polonia, dar foarte puțină lume știe altceva decât Varșovia, că e capitală, și Cracovia. Toată lumea zice, a, Varșovia e capitală, Cracovia, Moschia, e un oraș foarte frumos. E, am descoperit un oraș, Vroclav,

extrem de frumos, e aproape ca și Cracovia diferența între Vroțlav și Cracovia, Cracovia are palatul regal, acolo a fost capitală dar așa ca idee, ca oraș vechi ca arhitectură, cum este e foarte similar, în plus Vroclavul care și-a dat seama că are un handicap să zic față de un oraș ca și Cracovia, a investit foarte mult, pentru că asta este ceea ce aduce oameni în turism. Nu e ce ți-a dat Dumnezeu, Allah sau Buddha, sau istorici sau regii de dinainte deci aia da, e fain că avem palatul, castelul Bran dar trebuie să faci multe lucruri pe lângă Castelul Bran ca să atragi lumea. Mă rog, am, nu știu, că probabil divaghez, dar uite, de exemplu, am exemplu Capadocii. Da? Capadocii, Turcia este o, o zonă absolut superbă, mirifică, din punct de vedere natural, are o istorie fabuloasă. Sunt uh, tot soiul de pește care au fost locuite de mii de ani și așa mai departe. Nimeni nu se duce acolo. De deci ce era foarte departe? Istanbulul la, nu știu, 600 de kilometri, Antalya și de acolo faci o zi în e mai aproape, dar până în care nu prea se duce nimeni, până când cineva a venit cu ideea hai să mergem niște baloane. Și nu știu, au adus, nu știu câte baloane au fi au la început, 5 baloane, 10 baloane, Dumnezeu știa, au apărut pozele alea care, într-adevăr, e super să te dai cu balonul acolo și toată lumea da în vală datorită baloanelor, dar toți se duc cu ba după baloane, dar descoperă o zonă absolut incredibilă, o zonă foarte frumoasă. E, asta este ceea ce poți să aduci, că dest... fain, funcționează până la un anumit moment, că știi că eu am orașul Sibiu, care este oraș frumos, uh, istoric, cu biserici și străduțe faine, dar uh, faptul că... Ai nevoie de un cărlic. Ai nevoie de un cărlic. În cazul Sibiu există cărlicul cu cultura. În fiecare weekend se întâmplă ceva acolo, mai ales vara, că e festival de teatru, că e de muzică populară, că e de muzică sinfonică, că se întâmplă nu știu ce. uite te la Antold, ce aduce la Cluj. Corect destul de controversat de altfel. Dar Totdeauna va fi cineva fericit și altcineva nefericit de, de un eveniment de, de o asemenea amploare. Dar nu despre asta vreau să vorbim. Zim, te rog, dacă există vreo țară în care te-ai simțit amenințat și te-ai simțit pus în pericol în care ai călcat. Ai fost și în Corea de Nord. Nu, e foarte safe. Cum este acolo? Nu, e o țară extrem Ai de fost safe. și în Iran? e cea mai sigură țară din lume și probabil cea mai prietenoasă. E drept, nu trebuie să te duci pe granița cu Afganistanul sau pe granița cu Pakistanul și ei au granițe imense până deșert, deci nu poți să controleze. Dar atâta timp cât te afli în 90% din teritoriul Iranului, nu este una dintre cele mai sigure din lume și cert cea mai prietenoasă. Corea de Nord, din nou, atâta timp cât nu faci ceva urât la adresa conducătorilor iubiți, nu ți se poate întâmpla absolut nimic. Nimeni, nu, nici în visele lor cele mai. adânci, nu s-ar gândit să-ți clintească o, o. de asta vă un. Uh, cap, de, fir, fir de păr din cap. Știu, există, există acel uh, exemplu, cu, mă rog, nu controversat, dar foarte bine popularizat al acelui turist american care a fost uh, arestat și până la urmă, mă rog, i-a dat drumul cu puțin înainte să moară. Omul s-a dus să fure pancarte. Asta a făcut. Deci s-a dus și a vrut să fură o pancartă pe care scria trăiască Kim nu știu care și a fost arestat. A, dacă nu făcea chestia asta, era bine mersi, se întorcea fără nicio problemă, pentru că în Corea de Nord nu te duci de capul întotdeauna te duci cu un ghid, și totdeauna trebuie să întreb, poți să faci asta sau nu poți să faci asta? Uite, de exemplu, eu când în prima zi m-am dus în magazinul de ziar, exista un magazin de ziar în care apărea un ziar săptămânal în limba engleză și el mi-a spus, zice, bine că ai luat magazinul, magazinul ziarul, dar fii atent că să nu-l arunci la gunoi. Pentru că dacă vine femeia de serviciu, ea se va simți jignită. Că evident, pe prima pagină era poza conducătorului iubit. În pagina a doua era ce a făcut conducătorul iubit, în pagina a treia ce a gândit conducătorul iubit și așa mai departe. Lucru care știm așa era și la noi acum 20 de ani. 20 și ceva de ani. E, la fel și mi-a spus foarte clar. Oricum eu nu aveam de gând să-l arunc la gunoi, îți dai seama, e un, un suvenir. Dar atât timp cât îl asculți și faci ce te-ar fi sfătuit mama ta în primii șapte ani de acasă? Nu, țara este, este extrem de safe. Bun, și așa ajungem la o nouă destinație pe care să le -o propunem, să o descopere. Și de data asta te-aș ruga nu neapărat să propunem o destinație, cât să propunem soluțiile de a călători low cost, cu buget redus cum ar trebui să-ți planifici o vacanță astfel încât să te coste cât mai puțin? Ok, în primul rând se știe că prețurile sunt foarte joase în extra sezon. Dar trebuie să te uiți exact ce înseamnă acel extra sezon. Că dacă te duci într-o perioadă în care te plouă non-stop și lucruri care se întâmplă în zone tropicale sau ecuatoriale, te degeaba pentru că nu te bucuri de ceea e ieftin, ce Este ieftin, dar stai în casă. Este ieftin, dar nu ți se întâmplă, nu-ți priește. Deci, în primul rând, trebuie să te uiți la vreme și chiar dacă investești mai mulți bani, nu te duci acolo ca să, în concursul, eu am cheltuit cei mai puțin bani. Și eu mă să- acolo ca să mă simt bine. Cum se călătorește ieftin? În primul rând e transport. Te uiți la modalitățile de transport. De 10-15 ani încoace, cel mai ieftin mijloc de transport este avionul. Da, mai ieftin și decât mașina, mai ieftin și decât autobuzul, autocarul, trenul, nici Condiția nu mai Condiția să iei biletul din timp. Condiția este să te interesezi exact cine zboară acolo, să vezi ce zboară și să urmărești și să urmărești eventual niște promoții. Această chestie asta cu biletul din timp e și nu e. Adică dacă este să te gândești să-ți cumperi acum un bilet pentru anul, o să ai surpriza că costă scump mai ales pe low costurile care pleacă din România. Trebuie să te uiți și puțin dacă te uiți la lau costurile care pleacă din România la un orizont de timp de 2-3 luni. A, nu, nu trebuie să îi depazi pe mâine, că evident va fi, va fi foarte scump. Dacă te uiți în Asia, de exemplu, există niște promoții ale companiilor asiatice low cost care ei vând undeva și pe un an înainte și la prețuri de gen 10 dolari, 5 dolari și așa mai departe. Dacă vrei să te duci departe, au început și la noi și nu derdează de cel puțin 10 ani să apară prețuri foarte bune pe zboruri transatlantice sau transcontinentale să zic spre Asia. Deci, uite chiar zilele acestea am văzut cu promoție stelci în Thailanda la 400 de euro. Um, ai două opțiuni fie să urmărești prețuri din România care e cel mai confortabil te duci la otopenie avionul schimbi undeva că de la noi nu prea există zboruri îndepărtate și te duci în locul respectiv. Ori te uiți din marile centre ale, ale, ale Europei gen Istanbul. Londra, Paris, Madrid, uh, era și pe și Viena, dar între timp prețul a crescut foarte mult Barcelona, din Viena. Barcelona probabil? Și din Barcelona. Dacă, de exemplu, pentru Asia cel mai bine este să te uiți să zic din Istanbul sau chiar și din Dubai. Există două companii aeriene care zboară din România către... Dubai, vara, sunt prețuri foarte foarte bune că nimeni nu se ce la 60 de grade în Dubai. Dar din Dubai tu poți să te duci mai departe și de foarte multe ori cu prețuri foarte bune. La fel și din Istanbul, te poți uita din Istanbul. Uh, pentru, să zic, americi, Londra, e poate locul cel mai competitiv. E vorba de competiție. Că în ultima instanță, toată lumea se plânge de ce ruta X e scumpă. Păi nu zboară decât unul singur. E normal că trebuie să facă și la un ban. Nu o să facă bani de porută de pe care zboară 10. Așa și cu, a, și cu aeroporturile. Cu cât sunt mai multe companii aeriene, cu atât competiția este mai puternică. Deci trebuie să te uiți în acele aeroporturi de unde se zboară foarte mult într-o anumită de stații. Și e logic, de exemplu, din Paris sau din Londra sau chiar și din Bruxelles se zboară foarte mult spre state. Pentru America de Sud, America Centrală, sunt foarte multe zboruri din, din Spania, din Madrid în special și din Barcelona, dar mai ales din Madrid. Motivul este evident, e legătura evidentă între Spania și Spania și sudul a, a Americii. Pe de altă parte, sunt extrem de mulți sud-americani care locuiesc și lucrează în Spania și foarte mulți spanioli care lucrează în America de Sud. Deci există un trafic foarte mare, există o cerere mare, există și o ofertă foarte mare. Evident, pe de altă parte, deci asta este pălin de transport. Trebuie să te uiți să vezi cam cine zboară. Nu știu, de exemplu, dacă zici, doamne, vreau să mă duc la muscat în Oman, da? Te uiți cam cine zboară, cam urmărești ce promoții au, te uiți și ce companie zboară acolo și zboară și la București, că s-ar putea să găsești un București muscat via ceva ieftin, Uh, și, uh, și mă rog, cu asta, cu asta îți rezolvi problema de transport. Acolo, odată ajuns acolo, mai ales dacă te duci departe, poate vrei să vezi mai multe locuri, nu să te duci într-un city break la Bangkok. Din nou, încerc să-ți faci un itinerariu din lucruri care le vrei să te duci, care le-ai aflat de pe net, care ai citit de pe bloguri, care le-ai la TV, care le-ai la radio ai, dacă te în Thailand, se... ai niște chestii în minte. Domne, eu vreau musă să mă duc în Chiang Mai. Dumnezeu le-am auzit, eu nu știu unde, abar n-am unde de Chiang Mai, vreau să mă duc în Chiang Mai. E, încep să te uiți cam pe unde vrei să te duci și nou, te uiți la cam cine zboară pe acolo sau cam cine, cam cine circulă. Uite, de exemplu, există niște site-uri care eu le consult întotdeauna de exemplu, în ceea ce privește transportul, se cheamă Rom Turio care îți dă cam toate opțiunile, dar nu e chiar 100%, pentru, pentru aeriene cam le știu, dar foarte interesant, mă rog, toată, și le-am spus la mai mulți și la urmă, chiar din industria au a surprins, Wikipedia. Tu dacă vrei să te duci, de exemplu, la Muscat, scrii Muscat Airport Wiki. Și intri pe pagina de Wikipedia Muscat Airport și nu a orașului Muscat și acolo o să vezi toate companiile aeriene care zboară. Deci, a, uite că zboară și ăla, uite că zboară și ăla, ups, stai că ăsta zboară la Viena, stai că Viena aici aproape, mai ales dacă ești în Timișoara, să mașină și te duci la Viena. există de asemenea un, site foarte bun, extrem de bun de căi ferate. Deci dacă vrei să afli orice cale ferată din lume, dacă vrei să știi cum merge în Uganda cu trenul sau în Chile sau în Albania, intri pe acest site 61.com. Pe mine, de exemplu, m-a ajutat extrem de mult în, acum în Africa. Deci nu mai știu. Era, trebuia să luăm trenul de la Nairobi până la Mombasa și știam că există un tren construit de englezi cândva pe la 1800 și ceva care pleacă la o anumită oră, dar nimeni nu știe când ajunge. Poate să ajungă în 14 ore, poate să ajungă în 30 de ore, poate să ajungă în 50 de ore, pentru că inclusiv trenul erau tot de pe vremea englezilor. E, și în timp ce eram în Uganda, ai zis, să văd ce mai zice omul ăsta pe 61. Și deci, am descoperit că Tocmai s-a deschis, se deschisese cu două zile înainte, o linie nouă, supermodernă, tren de mare viteză, construit de chinezi, care trebuia să fie gata peste două ani, dar au terminat mai repede că erau alegerile în China și trebuie să termine. Stai așa, vorbim de trenuri. A fost recent un incident nefericit în India, uh -huh. într-o într gară. În momentul în care te duci într-o într țară, uh -huh. hai să zicem, cu un grad de civilizație mai redus sau cu o populație foarte densă ca să fim și diplomați, pot să apară foarte multe riscuri în momentul în care folosești transportul în comun. România este țara cu cei mai mulți morți pe, în accidente rutiere pe cap de locuitori din Europa. Dar nu în transportul public. Inclusiv. Cum, dincolo de această statistică, cum te asiguri că ești în siguranță? Nu, nu ți-e frică? Ai fost și în India. Da, mai scut o destul de mult. Cum, cum te faci să te simți în siguranță? Ce măsuri de precauție? Hai ca să schimbăm uh, ruta, întrebării. Păi, nu există măsuri de precauție. Trebuie să-mi cu ban poate... la tine? A, din punctul ăsta de vedere, nu vreau să zic din punct de vedere accidentelor. Din punct de vedere accidentelor, e cum de la lac. Da? Sau cine, este în, Sau țara cine respectivă? este în țara respectivă. În ceea ce privește banii, eu nu-mi place să plec cu bani la mine. Plec cu card. Nu am card de credit, am card de debit. Card de credit e mai bine, da? eu am card de debit și practic în aproape toate țările lumii cu niște mici excepții poți să scoți liniștit din perete. Foarte multă lume plătește în destinație. Există țări în care nu e prea bine să plătești în magazine că o să te trezești după aia cu cardul copiat. Lucrul ăsta se întâmplă unde? Pentru că cele mai multe incidente de genul ăsta nu s-a întâmplat că ai dat tu cardul într-un restaurant și ți l-a copiat ăla. Nu, se întâmplă că cineva ți-a recărit baza de date a emitentului de carci. A luat datele de, de la tot și începe să scoată bani așa aleatoriu. Dar ce, apoi, dacă te duci într-o anumită țară, trebuie să te informezi cam care sunt zonele năugăuți. Și nu neapărat dacă te duci în Indie, dacă te duci în state. Mă rog, personal am simțit în mult mai safe decât Statele Unite. acolo Poți să au te fost. duci în București și po sunt zone... Poți să te duci în București. Uite, de exemplu Rio. este cunoscut în faptul că este nesigur. M-am acolo și am întrebat care sunt regulile. Deci și am spus, voi dacă te duci acolo, de exemplu în centrul orașului, trebuie să te duci dimineața până în două, de la două la revedere. Am întrebat de ce. Aici sunt foarte multe instituții publice, și închid de la două. Deci până la două e lume, e pe stradă nu se întâmplă absolut nimic, după două se închid birourile și pleacă tot, să fie pustiu, se întâmplă lucruri. Am zis Copacabana. o doamne, atâta timp cât te duci pe plajă, fără bani la tine, nu se întâmplă nimic, totul e ok. De-a lungul Copacabana sunt foarte multe terase. Deci, atâta timp cât stai până la 10 punct în zona aia, nu se întâmplă absolut nimic. De ce zic la 10 punct? Și la 10 se închide. Și la 10 seara se închid toate terasele de pe Copacabana, pentru că vis-a-vis -vis, sunt foarte multe blocuri de locuit și hoteluri și, mă rog, îți dai seama, terasele au muzică dată tare, gălăgie și așa mai departe. Deci, după aia nu te mai plimbi pe Copacabana pe partea cu plaja, te plimbi pe partea alta a drumului. E, deci există toate aceste reguli care poți să le citești sau poți să sau obligatoriu să te, să te uiți să te uiți acolo. În rest, nu știu, în general trebuie să faci, sunt niște reguli care se întâmplă și în România. Nu știu, să nu mergi cu tone de aur pe gât, să nu ți pui ultimul Rolex la mână. După ce pozezi să-ți bagi aparatul foto, nu neapărat să să, să, să atârne de gât. Mă, mai ales când umbli din zone publice, dacă intri într-un obiectiv turistic, nu știu, de exemplu, cum vor reveni la Rio, statuia lui Isus de, de, de acolo, normal că stai cu el de gât, că sunt toată lumea acolo, are aparate foto, toată lumea fotografiază. De asemenea, nu e bine să te duci cu ce cea mai scump acasă. Mai ales, a, dacă te duci să intri în baruri, în restaurante și așa mai departe, Ții, hai ți haine, lași la hotel, te duci te schimbi că nu o să mergi în costum de dimineață până seara sau într-o rochie de gală. Te duci seara în, în locul respectiv. Apoi încearcă să nu atragi foarte mult atenția. General atrage atenția dacă faci scandal. Încearcă să te îmbraci cât de cât în conformitate cu cum se îmbracă lumea acolo. Asta nu înseamnă să spui gelabia pe tineri în Egipt. Dar dacă te duci într-o zonă să spunem care știi că este un pic mai conservatoare, nu mergi în pantaloni scurți sau cu, sau cu buricul la vedere. Cam astea ar fi, să zic, niște... A, de asemenea trebuie să te informezi, pentru că există așa numitele, numitele, nu știu, țepe, să zic așa. Se știe, de exemplu, că în Bangkok, dacă te duci spre Palatul Regal, o să vină un tip care o să zică Dumnezeu să a închis Palatul Regal, fie că a murit regele și mă rog, asta s-a întâmplat, întâmplat în ultimul an, că s-a închis că e un eveniment, că s-a închis că nu știu ce. Și zice, las că se deschide la două, dar până atunci te mai plimbi eu cu tuk tuk dacă vrei, sau cu mașina, că o am aici și așa mai departe. Trebuie să te informezi că Palatul Regal este deschis non-stop. Deci de când a început turismul în Thailanda și până în ziua de azi a fost închis doar două zile. Acele două zile în care corpul nesufletit al fostului rege a fost dus și plasat acolo. El este acum în acest Palat Regal. Palatul Regal nu mai era folosit. Deci regele locuia în alt Palat Regal și care nu și poate asta să fie vizitat. depinde de fiecare loc în parte. Cu alte cuvinte, și în fiecare informație. loc în parte. Sunt niște țepe și în Paris, și niște țepe și în Barcelona, niște țepe și în București. Și tre probabil orice turist trebuie să știe foarte clar cum să plece de la aeroport în oraș. Acum, mă rog, s-a mai rezolvat problema cu transportul la aeroport. Dar acum 5-6 ani, dacă picai așa ca o floare se întâmplă lucruri. Bine, și asta se pot întâmpla lucruri. Și nu neapărat pentru turiștii străini, chiar și pentru români. Sincer, mie nu s-a mai întâmplat din momentul în care a avut Deci ies, din, intru în primul taxi și plec acasă. Ai prins experiența. S-au <laughs> prins ei teama ta și nu, nu îndrăznesc să de facă domnul imperator, să trăiți. Exact, ne puneți pe blog. Cezar Dumitru, imperatortravel.ro, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu pentru invitație și... Sper să ne vedem mai des. Da, și ne vedem pe blog până atunci. Mesi mult! La revedere! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!